mare repreniu al festivalului concurs Show-ul Piticilor, ediția a 10-a, Vlad Ariana Maria. Așa s-a încheiat cea de-a 10-a ediție a spectacolului Show-ul Piticilor, organizat de Casa de Cultură Municipală Eugen Nicoară. 17 copii de la grădinițele din oraș s-au întrecut în festivalul din acest an. Condiția pentru a se califica a fost să demonstreze că sunt buni la interpretare, recitare, dans și desen. Dacă suntem la cea de-a 10-a ediție, deja spun că avem oarecare experiență în a organiza aceste momente, dar de fiecare dată emoțiile sunt la fel de mari, copiii sunt la fel de frumoși, de talentați și de fiecare dată ne fac să retrăim cu nostalgie inocența și farmecul copilăriei. Un juriu de specialitate a notat evoluțiile, după care s-a realizat punctajul final. Impresia generală a fost însă că majoritatea dintre ei nu doar că au fost bine pregătiți, dar au și făcut față cu brio emoțiilor de pe scenă. Concurenții din acest an au fost perfecți toți, fiind mici, având emoții pentru Moș Nicolae, toți sunt de nota 10. Sunt o minunăție, sunt talentați, sunt frumoși, sunt copii și în momentul în care spunem copii, spunem tot ceea ce înseamnă bun, frumos, adevărat, pur, inocent. Evident, nici de această dată nu putea lipsi de la Show-ul Piticilor Moș Nicolae. Pe tot parcursul spectacolului a stat în umbră pentru a nu intimida pe micuți și le-a urmărit atent prestațiile pe scenă, iar la final a fost cel care a înmânat premiile.